Este timpul pentru a doua masă pe ziua de astăzi, jur și mei, și avem aici o ciorbă. Și el fumează a terminat de făcut ciorba și încă este caldă. Ia uitați cât de bine arată, este o ciorbiță foarte bună cu coaste din astea așa de porc. Ia uitați, afumate. Avem aici o grămadă de cărniță, mi-am pus două coaste pentru că știți că sunt carnivor și îmi place carne foarte mult. Haideți să vă arăt mai bine, sper să nu dăm pe jos. Hai că n-am dat. Așa, avem și puțină grăsime, după cum puteți vedea, carnea de porc na, este mai grasă, avem și carbohidrați, da? avem cartofi, avem legume foarte multe, avem ceapă, avem roșii, avem morcov, țelină, da? foarte multe legume, pentru că sunt foarte bune legumele, avem și un colț de pâine din ăsta, de la velpitar până din asta intermediară. Așadar avem toate grupele de alimente. Avem și carbohidrați, avem și proteine, avem și puține grăsimi și bineînțeles avem și legume. Nu avem fructe, dar poate o să ne luăm ceva fructe după masa asta, să le mâncăm în loc de desert. Mie mi este foarte poftă, o să mă bag să mănânc ciorba asta, pentru că știți că mie mi îmi place să mănânc mâncăruri românești, mâncăruri cu care am crescut, ciorbe, mâncăruri gătite. A, și încă ceva, înainte să mă apuc să mănânc, pentru că am văzut niște postări pe TikTok, o grămadă de informație falsă umblă pe TikTok și numai pe TikTok, pe toate rețelele de socializare și pe YouTube. Singurul motiv pentru care nu slăbiți sau pentru care nu vă îngreșați este pentru că nu sunteți într-un deficit caloric sau într-un surplus caloric, da? Ca să slăbiți trebuie să fiți într-un deficit caloric, ca să vă îngrășați trebuie să fiți într-un surplus caloric. Ce înseamnă asta? Să mâncați mai puține calorii decât consumă corpul vostru sau să mâncați mai multe calorii decât consumă corpul vostru decât arde corpul vostru, da? Așa că nu vă mai luați după toți tâlhai care împrăștie informații false pe toate rețelele astea de socializare, cum că dacă mănânci după o anumită oră o să te îngrași, sau că trebuie să nu mai mănânci carbohidrați, da? să nu mănânci cartofi, să nu mănânci pâine, să nu mănânci orez, să nu mănânci dulciuri și așa mai departe. Nu, dacă vei scoate carbohidrații din alimentația ta, nu înseamnă că vei slăbi. Singurul lucru care te va ajuta să slăbești este să fii într-un deficit caloric, adică numărul total de calorii pe care îl consumi într-o zi sau într-o săptămână sau într-o lună, sau într-un an, înțelegeți voi, da, să fie mai mic decât numărul de calorii pe care îl are de corpul vostru. Doar așa veți putea slăbi Veți putea mânca absolut orice doriți voi, la orice oră. Important este să nu vă depășiți numărul de calorii și să fiți într-un deficit caloric. De asemenea, dacă mănânci disociat, pentru că și informația asta am văzut-o la foarte multă lume. Doamne, astăzi mănânc carne sau la masa asta mănânc carne, la masa următoare mănânc carbohidrați. Iar și este o aberație foarte mare, da? La fiecare masă eu v-aș sfătui să aveți uh, mâncăruri care să conțină toate grupele de alimente. Și grăsim puține, și proteină, și carbohidrați, și legume. Pentru a fi o masă completă, o masă hrănitoare, deoarece corpurile noastre nu au nevoie doar de proteină sau doar de carbohidrați. Au nevoie de toate lucrurile acestea și faptul că le mâncați la o masă pe toate, asta nu înseamnă că vă veți îngreșa. Dacă vreți să vedeți cum am slăbit eu 50 de kilograme și să vedeți singura transformare live și singura transformare documentată din toată lumea asta, vedeți că am peste 100 de clipuri pe acest canal, cu toate mesele pe care le-am avut în ultimii 2 ani și veți vedea acolo absolut toate mesele mele, veți avea parte de foarte multe sfaturi și veți înțelege mai bine cum stă treaba cu slăbitul, cu masa musculară, cu greșatul. Pentru că eu nu am făcut doar un singur clip în care să vă povestesc câteva minute cum am reușit eu să slăbesc 50 de kg, eu am făcut singura transformare documentată cu absolut toate mesele. Așa că aveți peste 100 de clipuri și vă veți putea inspira cu sute de mese, sute de mâncăruri, mâncăruri tradiționale, nu tot felul de mâncăruri fandosite, bineînțeles și cu mâncăruri din supermarket și cu mâncăruri fast food. Aveți acolo absolut toate mesele pe care le-am avut și veți vedea că am mâncat extraordinar de multe chestii. Nu m-am limitat decât la brocoli cu orez și cu piept de pui, da? Așadar, nu uitați să vă abonați, nu uitați să lăsați și un like la acest clip și la clipurile mele dacă vă plac. Dacă vreți să mă vedeți mai des, nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram și pe Facebook la Miere TVO și mai acum mai nou și pe TikTok, tot la Miere TVO. Iar dacă vreți să comandați cele mai bune produse apicole din țară, intrați pe www.mieretvo.ro pentru că acolo veți găsi cele mai bune produse a picole la cele mai bune prețuri. Aveți zeci de reduceri, plus suplimentar încă 10% la următoarea comandă. Gata, mă bag să mănânc, pentru că mi se răcește ciorbița. Vă las, vă urez poftă bună și spor la slăbit sau spor la îngreșat, depinde care este obiectivul vostru.